Pierderile de albine în toamnă, în toamnă și asta din cauza varoa, toamnă și până acum, în zona Sălaj, din ce știu, sunt peste 80% din efectiv zdus, decimate. Și asta numai din cauza varoa. Ție ți s-a întâmplat ceva? Nu am încă nicio pierdere. Sunt, probabil o să găsim ceva măci, care, ceea ce e normal, dar atât. Corespunzător. Nu am până la ora asta nicio pierdere. Dacă până la ora asta nu este nicio pierdere, nu va fi nici de aici încolo. Nu are de ce. La tine? La mine. Vorbesc, dar la alții? Vorbesc de mine, vorbesc de prieteni cu care sunt în pastoral, mă duc în pastoral. Ce pericol ar fi acum? Acum, suntem în februarie, e cald, sunt 15 grade. Ce pericol urmează? Mai ales la familiile puternice. La familiile puternice, singura problemă care ar putea să fie lipsa mâncării. Un ghem neașezat, corespunzător din toamnă, dar cum zilele astea permite apicultorului să intervină, poți să intervii vizual, poți să ridici sacul, cârpa după ele, îmbrăcămintea, nu mă ori nimeni dacă muți o ramă de la perete invers sau adaugi o ramă cu miere și asta ne-a. Trebuie în perioada asta strântați stupii. N-avem voie totuși să spargem cuiburile nu, acum. Nu da, e vorba da. De spart cuibul, dar dacă situația impune că e mult mai grav să pierzi o familie decât să intervii. Da, dar dacă o pui la cuiburile, adică o putem pune la marginea cuibului, nu trebuie să spargem. Nu trebuie să spargem. Nu intervenim, nu cred că e recomandat, pentru că să vii cu niște rame de la rezervă reci, să o pui lângă, pentru că majoritatea stupilor acum au început ponta, să pui o ramă miere lângă o ramă cu miere rece lângă puietul ăla cât e acolo, deja l-ai cam nenorocit stupul ăla. Așa e. Ăla e un bloc fizic, mierea rece. Foarte rece, până se încălzește, până absorbe energie. Nu ai voie, practic. Mm-hmm. Nu ai voie să pui mierea rece acum lângă... De ce s-ar fi un pericol acum? Asta ar fi principalul pericol, pentru că ce a fost de dus până acum s-a dus. Da, dacă nu intervii cu mâncare sau ai avut mâncare de proastă calitate, mai ai încă păduci pe ei, să mai pot și duce, dar... Pot să pice măcile acum primăvara? Din experiența mea, măcile... Cam pică toamna. Acum că tu nu observi chestia asta și le bași fără măci toamna, nu am găsit niciodată după control, de exemplu, cum e controlul ăsta, acum faci un control și îți dai seama, cât îți dai seama unde ai matcă, unde nu ai matcă, după agitație, după controlul vizual. După controlul vizual mă refer, acum dacă e agitată, ori n-are matcă, ori n-are mâncare, îți dau probleme. Și mai este pădutile, da? Dacă era pădute mult, deja e clar că n-are mâncare, ala o fonie liniște și o consumat. Deci, deschizi, vezi, e agitat, e sus, cum e stupul și acolo trebuie verificat. Dintr-un efectiv, am verificat camioanele până acum, că două zile n-am putut, că am avut alte probleme. Din două camioane, 200 și ceva de stupi, am găsit 3 care aveau probleme cu mâncarea. Cum se face verificarea?